Toată lumea discuta despre pașaportul lui Plahotniuc numărul 2, da? Despre care... Adică, identitatea, poate, că pașaportul el are mai multe. Da, identitatea numărul 2, aveți perfectă dreptate. Deci această identitate era, dacă știam eu despre ea, da? Dar eu știam de ce, că știa Dodon. Atunci când încercau ei împreună să elibereze piloții, când am ieșit eu cu niște videouri, când a văzut toată țara, când acum țineau ostatici, nu acum recent. Acum, atunci vorbeam despre alegerile anticipate locale, deci era, mi se pare, martie 2018. Da. Da. Și am arătat acele video și am spus că unul trebuie să-l aduc Plahotniuc și altul Dodon. Toți au negat, dar Plahotniuc și-a făcut pașaportul prin intermediul SIS-ului și Dodon cunoștea despre asta. Că atunci și-a făcut el identitatea. Da, sigur. Deci pentru ce? Că el participă la operațiunea pentru eliberarea piloților, Plahotniuc. Pentru asta el a... Da, pentru asta el s-a făcut pașaportul. Și știți cum? Nu-mi place un lucru, că l-am văzut chiar pe domnul Dodon într-o emisiune. Și Dodon atunci știa despre asta? Da, sigur, sigur că știa. Dar apoi îl vedeam pe Dodon la televiziune la dumneavoastră, la doamnul Morar, mi se pare, că nu prea știu, mâine trebuie să văd, să avem Consiliul Superior... Care Consiliul de Securitate? Despre ce vorbim? Adică nu-mi place când politicienii prostesc lumea. Din cauza asta am avut, am probleme și pot să vă le spun care le voi avea în timpul apropiat.